Controlele pe râul Olta au început sâmbătă dimineață. Mai multe echipaje ale jandarmeriei, împreună cu reprezentanții ai Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură Olt, au pornit în căutarea braconierilor. La Cilieni, un bărbat a fost prins în timp ce pescuia în scop comercial. A fost depistată o persoană în vârstă de 41 de ani în dreptul localității Cilieni, care desfășura activități de pescuit comercial fără autorizație, folosindu-se de unelte de pescuit tip setcă monofilament, în lungime totală de 1190 de metri lineari. A acestei persoane a fost întocmită acte de constatare și a fost predată organului de urmărire penală. Controlele au continuat și pe lacurile de acumulare de la Strejești și Drăgășani. 4 km de plase de pescuit au găsit jandarmii în apă și peste 160 de kg de pește. Au fost scoase din apa râului Olt plase în lungime totală de 4360 de metri lineari și cantitatea de 160 de kg de pește specia caras. Uneltele pescuit au fost predate inspectorului piscicol, care le-a distrus, iar peștele a fost deversat în mediul acvatic din care provenea. Din nefericire, nu au fost prinse acele persoane. Prezența cu embarcațiunea pe râu Olt a semnalat faptul că suntem în zonă și aceștia nu au mai venit pentru a recupera uneltele pe care le introdusese în apă. Eu pun să topesc. Ne dă scangea aia puțin să mai răscolim? Plasele de pescuit au fost distruse la fața locului. Controlele pe râul Olt vor continua, mai ales că în această perioadă este interzis pescuitul. Până pe data de 5 iunie, când expiră perioada de prohibiție piscicolă, vom desfășura o serie de acțiuni pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol, atât numai prin intermediul forțelor noastre, cât și în colaborare cu alte instituții. Pentru pescare sportivi, cei care pescuiesc cu undița, sancțiunea pornește de la 600 de lei contravenție, iar pentru cei care săvârșesc infracțiuni, sunt întocmite acte de constatare care sunt înaintate organului de urmărire penale. Acestea pot să aplice amendă penală și, de asemenea, posibilitatea suspendării și interzicerii dreptului de pescuit pe o perioadă de la 1 la 3 ani. Acțiunea pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol s-a desfășurat cu sprijinul reprezentanților Asociației Salvați Râul Olt.